Salutare băieți, bine ați venit la un nou episod. De astăzi filmăm în continuare pe serverul OneTap România. Vă aștept și pe voi. Băi, astăzi am venit un pic ca să verific zonele astea. Hai că nu mă mai pot mișca. E clar. Și hai să vedem cine mai este pe aici, nu? Că, na, totuși. Poate găsim pe cineva pentru un joc, pentru una alta. Pentru o răpire, eu știu. Na, ce fac mafioții. Apropo, am și o întrebare pe viitor, gen. Vreți să fac așa un episod în care să spun că m-am ajuns eu cu lider în această mafie? Ce ziceți? Să-mi lăsați în comentarii, știi, pe răspunsurile. Bă, ne plimbăm un pic pe aici. Și prin zonele astea pot să fie oameni. Și... Da, dacă n-am zis sau am zis, vă invit să apăsați butonul de like dacă ești nou. Opa! Domnul, ce face aici? Bine, domnul, aștept un instalator. Aștept să ai un pic aici. Aștept un instalator? Da. Hai de aici, domnul. Poți să ai încredere în mine. Stați, parchez mașina aici. Parchează pe acolo, să nu... Mamă, și-am așteptat toată ziua pentru instalator. Ridică mâna sus. Aoleu, ce se întâmplă? Ia scoate câțiva bani de la tine Aoleu. din buzunar. Ce cauți pe aici? Păi aici locuiesc, mai încolo. Mai încolo, pe acolo. Hai Te să te așteptam. controleze pe tine să văd ce mai pe acolo. Aoleu. Vă rog, Opa, nu vă că mă. ai și ceanta, ai și una alta. Mamă, că trebuie să merg la muncă. Hai domnul să văd. Mamă, ce... Ești bine, mă. Ia dă-mi și mie acolo 2000. Aoleu, acum mă și stai să îmi scot tot felul. Hai, ia bagă acolo, în buzunar. Gata, vă pun aici în buzunarul. Da, pune acolo, pune acolo. Acum. Da, nu la jos de pantaloni. Bă. Gata, vă rog, nu mă mărți. Colegul? Stai un pic, am primit pe telefon ceva. Da, mă, zi. Bine, te rog până la casa mafiei. Stai un pic, că n-am un pic de treabă. Unde mă grăbește? Sau ce zonă plate, grav? Grăbește-te că avem o urgență. Cum o vin? Stai să-mi termin treaba. Lasă toată treaba și hai repede. Vin, acum vin. Ia spune, ia Uitați, pune repede banii ai îi pun 2000. aici, gata. Pune, Aici, pune, jos pune. am pus. Bun, ia, că te-am luat. Să nu te-o că dai din Gata, casă gata. ceva. Mă pun jos aici. Bun. Hai că am plecat. Să nu zici la poliție nimic. Nimic. Bun. Băi, nu chema liderul, mă. Nu chema liderul. Ce putem face și noi? Totuși, dacă nu-i chemat, e un pic cam suspicios, nu? Dar nu l-am întrebat de ce, ba, l-am întrebat, am zis că, da, bă, am condus ăsta, dacă m-a chemat omul, liderul normal, e un pic cam ciudat, deoarece, da, trebuie să ne grăbim cât de repede se poate, știi? Hai, dăm repede drumul. Nu mai avem oricum mult. Până atunci, oricum. Băi, apropo, dacă ați apucat să vă luați GTA-ul cel de pe Epic Games, păi, frate, vă așez și pe voi la un rol, pe la un altă, pe serverul ăsta, dacă vă place ceea ce facem. Oricum, am zis în episodul trecut că o să începem o nouă serie un episod mai ciudată, să spun așa, să ne apucăm de o nouă serie pe acest server. Și, da, vă așez și pe voi, dacă vă place serverul ăsta, de ce nu? Băi, oricum. Mamă, ce aș merge cu Sanchez-ul pe aici? Băi, super, mă, să mor eu. Hai că am ajuns. Hai să vedem ce durește. Da, nu pe aici. Dincolo, mai în față, un pic, că na. Ioi, era să mă te duc. Băi, oare cu prăpasta asta ce să zic, mă?
Mamă. Hai, deschide. Ce sunt de aici? M-a chemat șeful, mă. Da, da. Vedeți că este la piscină în spate. Zi încă o dată că nu prea te-am auzit. Este la piscină în spate. Haideți după mine. Stai să parchez mașina. E ceva rău sau? Nu știm, nu știm. Noi stăm de pază. Mm-hmm. Bine și faceți. Păi și ce mai faceți voi? Sunteți bine totul? Da, da. Mm-hmm. Da. Rămâne în spate. Haideți după mine, după mine. Mm-hmm. Nu vă faceți griji. Hai să mergem pe aici, nu? Că nu prea m-am rămâșnit. Nu prea m-am obișnuit pe zona asta. Oricum, pe asta e un pic cam mare, să zic așa. Adevărat. Nu prea vrem și noi să picăm pe aici. E bună să... Puteam să vă duc și pe sus, dar pe acolo călcam prin nămol. Mm-hmm. Păi și ce vreau să zic, ați mai dați și voi un jaf ceva? Sau am dat o grămadă. M-a deranjat șeful, mă, păi l-am jefuit pe unul, știi? Na, atât acum m-a deranjat. Din cap. Ia că-l vedem, băi. E un pic mai încolo. Cred că i-ați văzut. Da, 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 i-am văzut. Eu să stau aici, dumneavoastră să vă duceți pe acolo. Ah, ok. M-am și uitat, am crezut că tot prin față trebuie să mă duc. Hai să mă duc la intrare eu, domnule. Da, da. Mamă, ce se întâmplă cu ăsta, mă? Ce ai puțin, mă, nebunule? Băi. La celălalt. Păi la celălalt, dar tu ce ai puțit? Bună ziua, șeful, ce se întâmplă? Salut, coleg, băi. Vezi că ai o pastilă pe acolo. În geanta. Ia șeful, ți-am dat aici un norofen. Bun, șeful, spune ce s-a întâmplat. Deci, colegul, zi. Avem nevoie urgentă de bani. Așteaptă un pic, că prima dată trebuie să fac și eu ceva, nu? Cum ar fi? Cum ar fi, uite-te. Hai să ne îmbrățișăm. Așa, că nu l-am mai văzut de mult timp. Hai că am dispărut din oraș. Cam vreme și cam avem nevoie de bani, colegul. Păi, la ce te-ai gândit? Mulți. Păi m-am gândit să dăm o spargere, să jefuim o casă, ceva. Ai tu un gând, ceva? Din câte mi-amintesc că am făcut niște afaceri cu organizație mafiotă. Da, da, da. Am vândut ceva gloanțe, arme, nu mai știu exact. Da, 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 știu că eu am dat un... am sunat la ei. Am vorbit cu ceilalți colegi. Mm-hmm. Dacă poți să mergi după, adică cu ei, să iei. Ca să pe mergi când? Peste oamenii aceia. Pe când? Păi chiar în seara asta, dacă se poate. Seara asta, păi trebuie să mă duc să mă schimb repede, trebuie să... Ai, un pic mai mult de făcut. Poți să mai iau încă pe cineva sau mă fac singur să mă duc? Colegul, șeful? Da. Nu, deci în seara asta vrei să mă duc, nu? Da. Dacă se poate și acum. Mă aștepta să se întâmplă să fie mai sigură treaba. Mm-hmm. Bă, eu aștept, dar... Na, apropo... Din câte am înțeles, băieții, la bezi, dar mai rămas un milion jumate. Un milion jumate? Mă, fii atent, am și o idee. Dacă tot facem spargerea asta, nu mergem să... Dăm și la casa asta? Sau pe casa asta o cumpărăm? Uite că ce fain se vede. O vezi? Da. Păi și ce zici de ea? Nu o cumpărăm? Mă, o putem cumpăra. Păi na. Să vorbim cu proprietarul. O să vorbim cu proprietarul cât de repede. Apropo, vezi că m-o cam căutat proprietarul. Și că am vorbit eu de 2-3 minute cu el. Și na. Haide că atunci mă duc să mă schimb. Cu oricum se întunecă. Schimbați-vă în ceva haine negre toți.
Mm-hmm. Puneți-vă ca gole și vreau nevoie, am nevoie de bani cât mai repede posibil. Bun. Mă duc acum. Mă duc. Dacă mai aveți voi ceva idei, idei. Să se adune undeva la 10-12 milioane. Ma. De lire. Bun. Lire, lire, nu euro. Păi dacă are euro, ce facem? Să poate are dolari. Păi voi calculați să fie 12 milioane de lire. Am înțeles. Bun, atunci hai că îi calculăm repede și pot să am nevoie de poate un om. Ca să ne mișcăm repede, țac, pac, știi cum zic? Da, da, da. Bun, hai că te-am lăsat, mă duc să mă schimb. Ok, baftă și ne auzim. Si. Bun, bun, sper să mai fi prin oraș, că am nevoie de tine. O să fiu, o să fiu. Bun. Îmi dai un mesaj pe WhatsApp sau pe... Bun, bun, bun. Îți dau, telefon. Îți dau. Bă, trebuie să mergem să ne schimbăm repede. Băi, vedeți, lasă acolo la ieșire, să nu vine careva. Trebuie să mergem să ne schimbăm cât de repede, că... Da, ți-a auzit, se întunecă și trebuie să începem. Neapărat să plecăm. Bă, e ceva ce nu prea mi-a cerut până acum. Și e un pic cam greu de obținut. Dar, există un dar. Se poate. Se poate. Se poate, se poate. Ia uitați, casa asta vrem să o... Probabil, poate, vrem să o cumpărăm. Bă, băieți, dacă v-a plăcut acest episod, mă invit să apăsați butonul de like. În următorul va fi acțiunea cea mare, în care dați auzit ce trebuie să facem. Eu am fost Amepi, vă las, vă pup și o zi frumoasă aveți. Pa, pa.